Conferința mea se numește, cum vedeți, sonete celebre, sonete ascunse. E vorba de sonetele lui William Shakespeare, desigur. Așa cum știți, William Shakespeare a scris un număr de 154 de sonete, la vedere, ca să spunem așa. Ele sunt conținute de un volum care a apărut pentru prima dată în anul, se și vede, 1609. Dar sonetele au fost scrise mult mai demult. Sonetele lui William Shakespeare sunt o operă de tinerețe a sa, o operă și inegală, putem spune. E și foarte greu să te concentrezi pe 154 de texte. Sigur, ele sunt probabil datate undeva pe la începutul anilor 1590, anul în care Shakespeare explodează, să zicem așa, pe piața teatrală și literară a Angliei de atunci, în care era o extremă efervescență și teatrală și lirică în general. Sonetele lui Shakespeare, cum spune aici, că nu au fost imprimate niciodată înainte, nu au fost tipărite înainte, au fost tipărite totuși în 1609, când Shakespeare se apropia de finalul carierei sale, încheiate în 1613, ulterior moartea bardului intervenind în 1616, cum știm. Dar înainte de asta au mai fost sonete furate, ca să spunem așa, au fost sonete piratate și câteva dintre ele atribuite sigur lui Shakespeare fac parte dintr-o culegere populară de lirică de dragoste numită Pelerinul Îndrăgostit. Aceasta a apărut în mod neautorizat, ca să spunem așa, în 1601 și în ea sunt mai multe fragmente lirice, dintre care 4 sunt cu certitudine atribuibile lui William Shakespeare, după cum alte 4 sigur nu sunt ale lui, pentru că au fost identificați autori preciși. Se pune vreoma ce s-a întâmplat cu celelalte 11. Ei bine, părerea mea, pe care am și susținut-o în niște articole, nu intru în detalii, este că și celelalte 11 fragmente aparțin cu certitudine, aș spune eu, lui William Shakespeare. Există unele dovezi în acest sens. Eu însumi am găsit dovezi comparând sonetele din Pelerinul Îndrăgostit cu cele din culegerea din 1609. Dincolo de lucrul acesta, sonetele lui Shakespeare au cunoscut o extremă răspândire, au bucurat foarte mulți cititori și pe baza lor s-au și făcut spectacole teatrale. Nu doar recitaluri, ci efectiv spectacole cu personaje, pentru că aceste sonete, dispuse în anumite cicluri, cuprind niște veritabile personaje, niște veritabile dialoguri și chiar niște, putem spune, pamflete versificate. Așa cum se știe, leagănul sonetului a fost în Italia, iar sonetiștii elizabetani, printre care și Shakespeare, aveau din când în când tendința să se raporteze polemic la sonetele lui Petrarca sau la alte sonete galante. Și există în cele 154 de sonete ale lui Shakespeare foarte clare semne, o să revin, în acest sens. Dar, în afară de aceste sonete, dintre care unele sunt absolut eminente, altele sunt simple, să spunem, versificații galante ale poetului, mai există niște sonete ascunse. Aceste sonete se află răspândite prin piesele lui Shakespeare. Ele, pe lângă faptul că prozodic respectă forma sonetului, deci sonetul elizabetan, trei catrene cu rimă încrucișată, finalizate printr-un distih concluziv cu rimă împerecheată. Aceasta este forma canonică, cum o să vedeți imediat, sonetului elizabetan și cum desigur știți. Versificația metrica și măsura fiind de fiecare dată pentametru iambic, cu minime excepții. Acest tip de sonet elizabetan se poate fi decupat din versurile lui Shakespeare din anumite piese. Câteva dintre ele sunt canonice și edițiile foarte competente Shakespeare, care sunt în primul rând ediții de Arden, Oxford și Cambridge, le notează ca atare.
Găsim acolo, notă de subsol. Aceste versuri constituie un sonet elizabetan. Și nu numai atât, dar ele au și unitate în sine. Deci aceste versuri au cap și coadă, ca să spunem așa. Ele pot fi decupate efectiv ca niște sonete. Dar mai există și sonete ascunse, foarte bine ascunse, care nu au fost identificate nici măcar până acum, cel puțin după știința mea, de exegeții lui Shakespeare, și nici măcar traducătorii care s-au ocupat de ele nu le-au tradus ca sonete. Le-au tradus mai liber. Fie că n-au observat, fie că n-au putut să se supună efectiv formei de sonet, încât nu le-au tradus ca sonete, și unele dintre ele, spre surprinderea mea, nici măcar edițiile Arden nu le pun ca atare. Eu am descoperit în Zadarnicele chinuri ale iubirii, pe care o traduc acum, în colaborare cu Lucia Verona, două astfel de sonete ascunse, care sunt indubitabil sonete, am făcut notele de subsol cuvenite, și ele nu au fost menționate de exegeți. În Zadarnicele chinuri sunt cele mai multe sonete ascunse ale lui Shakespeare, există 5 citate de exegeți și cele două pe care le-am descoperit eu sunt 7 în total. Eu am publicat, la un moment dat, o cărticică de sonete alese și de fragmente lirice din piese, deci fragmente care pot fi considerate autonom, de genul celor pe care maestru Borodină le-a și ilustrat atât de strălucit astăzi, în sensul că ele sunt ca niște poeme individuale, poeme autonome. Dar această carte este deja de domeniul trecutului, traducând și sonetele din Zadarnicele, va apărea foarte curând, ediția oricum este practic epuizat, am adus un exemplar pentru Alisbar, dar printre ultimele exemplare, dar va apărea curând ediția nouă, revăzută, adăugită. Au fost mici erori pe care le-am îndreptat. Așa că o să apară această ediție în care sunt și sonetele din Zadarnicele. Dar nu numai acolo sunt sonete ascunse. Ele se mai găsesc în Romeo și Julieta. Sunt două sonete ascunse. Mai este un sonet incomplet. Muzgomă pentru nimic, și mai ales am descoperit, la rândul meu, uimit că exegeții nu s-au ocupat explicit de asta, un sonet care formează, o să-l citesc, epilogul lui Henric al V-lea. Epilogul la piesa cunoscută, piesa eroică și istorică, Henric al V-lea, constituie un sonet. Traducătorul român nu a prins ideea, ca să zic așa, l-a tradus prin 16 versuri. Deci nu a respectat până la capăt lucrul acesta. Eu am reușit, sper, să traduc destul de corect și în 14 versuri, deci respectând formula prozodică a sonetului. În România, sonetele lui Shakespeare au constituit totdeauna un punct de maximă atracție. Ele au fost urmate, au fost eventual chiar parodiate. În orice caz, au fost foarte traduse. Foarte traduse. Dintre piesele lui Shakespeare, unele nu s-au tradus deloc. S-au tradus abia în perioada foarte apropiată nouă. De exemplu, Eduard al III-lea a fost tradus de domnul Volceanov și în această ediție a noastră, cea coordonată de domnul Volceanov. La fel, Sir Thomas More, piesă controversată în care Shakespeare a avut o singură, o mică intervenție, a fost tradusă în noua ediție. Alte piese rămân desigur controversate. Cardenio nu s-a tradus ca atare. Tragedia spaniolă a rămas atribuită lui Thomas Kyd, deși, în mod sigur, Shakespeare a avut o contribuție. În orice caz, însă, unele piese s-au tradus mai puțin. Mă bucur că domnul Borodin a citit și din Henric al VI-lea, partea a treia, o piesă excepțională, niciodată pusă în scenă în România. De altfel, este stupefiant că nici măcar Henric al V-lea și multe alte piese ale lui Shakespeare nu au fost montate niciodată în România, în timp ce de altele s-a abuzat. Printre ele, Vis de o noapte în miezul verii, care a cunoscut numeroase traduceri, inclusiv a mea, până care i-am modificat și titlul inexact. Era cunoscută sub numele Visul unei nopți de vară. Consider că e mult mai aproape de original Vis de o noapte în miezul verii și am tradus-o ca atare. Aceasta a fost o piesă foarte tradusă, una dintre cele mai traduse, alături și de Macbeth. Există o întreagă lungă istorie a traducerii lui Macbeth, de la Pepe Carp, care a tradus-o primul, încă din secolul XIX, și până la ultima traducere care mi-aparține, mai recent. Dar alte piese au fost traduse odată sau niciodată. Iată, Henric al VI-lea, partea a treia, de exemplu, maestru Borodin a recitat foarte frumos
monologul lui Henric al VI-lea. Din păcate, în traducerea veche și arhaizantă a lui Barbu Solacolu, pe care am recunoscut-o, dar, așa cum a spus și domnia sa, a început de mult acest proces. Traducerile, ca orice domeniu, progresează și ele, edițiile sunt tot mai noi, exegeții sunt tot mai competenți și mai atenți și atunci este firesc ca, fără niciun fel de irreverență față de iluștrii noștri înaintași, este absolut firesc ca să avem noi traduceri îmbunătățite, îmbogățite, mai atente la surse, cum sunt și aceste traduceri de sonete, o să vi le prezint, în care, de exemplu, epilogul din Henric al V-lea este indubitabil un sonet, veți vedea. De asemenea, ați observat în decursul recitalului că maestru Boroghină a recitat sonetul 66 în destul de cunoscută variantă a lui Leon Levitsky. Aici, sigur că e de discutat și vom vedea la momentul potrivit. Dar unul dintre primii, ca să spunem așa, traducători, cu ghilimele și nu prea, a lui Shakespeare, a fost un mare admirator al lui Shakespeare, e și firesc geniile, cum spunea Alice Bard, se întâlnesc. A fost Eminescu. Mihai Eminescu a dat una dintre cele mai frumoase versiuni la un sonet shakespearian, realmente față de mulți alți traducători ulteriori, printre ei și poeți. Iată că Mihai Eminescu a refăcut, a realizat un fel de remake sau remix, cum să-i spunem, după sonetul, celebru sonet 27 al lui William Shakespeare. Cum v-am spus, sonetele au notorietate și importanță diferită și valoare diferită, asta e adevărul. Firesc, mulți traducători s-au îndreptat către cele mai celebre. Eu însumi am și cele mai bune. Eu însumi am avut interes în primul rând pentru sonetele mai importante. Celelalte au fost traduse de mai puțin traducători. Totuși există câțiva traducători care au realizat integrala sonetelor. Este printre altele poetul Gheorghe Tomozei, care însă nu era un cunoscător al limbii engleză. El a făcut o traducere mai degrabă liberă. De asemenea, și alți autori au integrale ale sonetelor. Îmi pare rău că acum chiar efectiv îmi scapă numele profesorului Clujan, care a realizat o foarte bună, dacă doar unul dintre dumneavoastră știe să ne spună. Un profesor de limba engleză din Cluj a realizat o integrală foarte, foarte exactă, cel puțin foarte fidelă, dacă nu bine, foarte poetică, dar foarte fidelă, a sonetelor. Sonetele au mai fost traduse integral în ediția Volceanov de colega noastră, Violeta Popa, care a realizat o splendidă traducere, iar însăși fiind autoare de poezie, fiind poetă sonetistă. Totuși eu m-am încumetat să merg și mai departe. Iată sonetul 27, în versiunea din dreapta, în traducerea mea, în versiunea din stânga, în refacerea lui Mihai Eminescu. Subtitlul Sătul de lucru. Aici e o mică schimbare pe care a operat-o Mihai Eminescu în sonetul lui Shakespeare. Nu se precizează dacă persoana căreia este dedicat sonetul este bărbat sau femeie. Nu se spune nicăieri că ar fi o femeie. În timp ce, iată că Eminescu vorbește de bălaia mea soție. Din cauza ta, bălaia mea soție, cât ziulica trupium odihnă n-are, iar noaptea sufletul în cale pleacă. Se mai observă că Eminescu a realizat sonetul sub forma italiană. Deci sub forma unui sonet italian, două catrene, două terține. În timp ce la Shakespeare, evident, este forma elizabetană, cu distihul concluziv. Așa că ziua corp și noaptea gând ne fac să nu ne odihnim nici când. Este un sonet foarte frumos, sonetul 27, face parte din
zona din ciclul de dragoste aflat la începutul culegerii celor 154 de sonete. Este remarcabilă această traducere a lui Mihai Eminescu și alți poeți s-au inspirat, l-au urmat într-un fel pe Shakespeare în sonete. Sonetul a ispitit foarte mult în România. Este un gen care, bineînțeles, pe filiera mai degrabă a sonetului italian, până și astăzi sunt poeți care se exprimă sub forma de sonet. Eu însumi l-aș recomanda poeților începători în ale prozodiei. Este un excelent exercițiu prozodic. Dar, evident, părerea mea este că nu trebuie să te mai apuca să mai scrie în sonete. După Petrarca, după Shakespeare, după chiar Rimbaud și ai noștri, după sonetele eminesciene excepționale, mi se pare că a ne cantona într-o formă fixă de acest tip e puțin anacronic. Dar cea mai interesantă și unică în lume tratare a sonetelor shakespeariene a făcut-o Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu a scris sonetele închipuite ale lui William Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu. El a continuat seria sonetelor. Însă există diferențe. Chiar vorbeam cu domnul profesor Sorbonie, de care sunt onorat să îl am ca oaspete aici. Discutam despre faptul că fundamental între cei doi artiști, importanți desigur, se spune că la Voiculescu e cea mai importantă parte a operei. Ei bine, Voiculescu e o scriere de bătrânețe. Ieșise din închisoarea comunistă, el era un om care trăise destul de mult și destul de vicisitudini și atunci această operă a lui Voiculescu e o operă nu de maturitate, e o operă de bătrânețe, e o operă finală. El s-a stins înainte să le vadă tipărite. În timp ce la Shakespeare este invers. Este o operă de tinerețe. Shakespeare avea sub 30 de ani când le-a scris și se vede întreaga forță a geniului tânăr și a bărbatului aflat la tinerețe în deplină efervescență, inclusiv erotică. Sunt foarte diferite. Acum, ce trebuie să remarc la Voiculescu? O celebră strofă a lui spune cam așa: nu cerceta obârșia, ci ține în seamă soiul. Guști fructul, nu tulpina, chiar aur de-ar părea. Strămoșii mei, prin vremuri, au mânuit țăpoiul. Eu mânuiesc aspana de mii de ori mai grea. Vedeți, este cu totul alt ritm. Voiculescu așa a scris sonetele majoritatea în heptametrii și neiambici. În timp ce la Shakespeare pentametrul iambic este definitoriu, marchează atât piesele cât și poeziile, în special sonetele. Deci acest heptametru schimbă, zic eu, radical nu numai muzicalitatea, ci și percepția sensului pentru cel care îl ascultă. Această chestie cu heptametru, noi am evitat-o, deci ediția Volceanov ține foarte mult la toate ritmurile. Deci absolut toate ritmurile sunt cele și rimele, dacă există, sunt cele originale ale lui Shakespeare. Absolut. În timp ce, de pildă, se atribuie mari valori, să zicem, literare, traducerii, și toată lumea cred că știe, traducerea lui George Lesnea din Esenin. Ei bine, Lesnea, de fapt, a creat o falsificare foarte semnificativă, pentru că a tradus pentametrii lui Esenin în heptametrii. Sună foarte frumos în românește, dar nu mai are acea concentrare, acel accent puternic și viril pe care l-au versurile lui Esenin, eu nu știu limba rusă, dar am putut să-mi dau seama de sonoritate. Ca să zic așa, Lesnea o lălăie. Așa și Voiculescu lălăie un pic pentametrul iambic. Mă rog, asta a fost concepția lui, sigur. Orice poet are dreptul, contează rezultatul. Dar este un lucru care cred că trebuie evidențiat. Trebuie să spun că traducerea lui Shakespeare în general este foarte dificilă și oarecum îi elimină pe cei care nu stau bine cu prozodia. Deci, în materie de prozodie,
cu tot respectul pentru distinși înaintași, mulți dintre ei erau foarte, foarte buni la engleză, ca să zicem așa, dar cu poezia și cu prozodia stăteau un pic mai rău. Și atunci mai recurgeau din nefericire chiar și la multe arhaisme care nu caracterizează pe Shakespeare. Shakespeare nu avea treabă cu arhaisme. Shakespeare a fost un creator de limbă, el crea neologisme. Expresia fair play, de pildă, îi aparține lui Shakespeare. El a folosit-o primul în Troilu și Cressida. Și mergând mai departe, iată cum e chestia cu heptametrii. Celebrul sonet 18, probabil cel mai cunoscut sonet al lui Shakespeare, a fost pus și pe muzică, inclusiv în Anglia, bineînțeles, a fost pus și la noi pe muzică. E bine, sonetul 18, Shall I compare thee to a summer's day, a fost tradus de un poet stins de curând, regretatul nostru confrate Radu Cârneci, care chiar era poet și sonetist, în heptametri. Și atunci a ieșit ce se vede. Cu zvelta, unde e zvelta? Am subliniat cu roșu acele cuvinte care au fost puse de poet să iasă ritmul, măsura și, sigur, să înfrumusețeze, sunt așa ca niște horbote puse la mânecile lui Shakespeare, care e obișnuia să poarte culegă de la Elisabeta Necedep. De unde zvelta? Nu e nicio zvelta. De unde e chipul duios? Și acest epitet cu năzuitori spre floare, mă rog. Deci, vedeți foarte bine cei care cunoașteți limba engleză, care este originalul. Iar lălăiala cu heptametrii, eu sunt categoric împotriva ei. S-a mai făcut pe aici, pe acolo, prin Shakespeare. Alții autori, iată, marele poet, foarte marele nostru poet, Ion Barbu, a tradus cam trei acte din Richard al III-lea, având fantezia foarte interesantă, să traducă totul rimat. Ori în Vis de noapte în miezul verii, rimează când trebuie să rimeze, când a vrut Shakespeare să rimeze. Când n-a vrut, nu rimează. Ori, culmea, continuarea poetului mai modest, dar traducătorului mai bun și versificatorului mai bun, care a fost Romulus Vulpescu, este paradoxal mai bună decât prima parte tradusă de marele Dan Barbilian Ion Barbu. Așa s-a întâmplat. Este un adevăr și un dat al istoriei literare. Deci, nu totdeauna cei mai mari poeți reușesc cele mai bune traduceri. Acest lucru e clar. Ion Vinea este un caz fericit de poet mare care a tradus, însă nu a tradus sonetele, a tradus piese. Dintre traducătorii de sonete se atribuie... sunt mituri și aici sunt legende urbane sau, nu știu cum să le spunem, literare, ca peste tot. Se atribuie niște virtuți senzaționale traducerii sonetelor lui Ion Frunzeti. Nu este așa. Nu consider că Ion Frunzeti a tradus strălucit sonetele. Bineînțeles, fiecare sonet, cum o să vedeți, are variante preferabile la unul sau la altul dintre autori. A tradus și domnul Volceanov, pe atunci foarte tânăr. A tradus și Levitski, desigur, a tradus și Dan Grigorescu, care este un prozodist destul de riguros, dar care mai greșea, mă rog, din insuficiență, din grabă și insuficiență documentară, mai are erori. Iată o foarte frumoasă traducere a lui Neculai Chirică în pentametri iambici, în dreapta, și traducerea mea din stânga. Sigur, aici este discutabil care dintre ele este preferabil, mai sunt și altele, dar în orice caz este un sonet absolut încântător, dedicat frumosului tânăr blond, deci este un sonet din prima secțiune a volumului Shakespearean. În orice caz, cele două traduceri, și mai sunt și altele, inclusiv cea a Violetei Popa, urmează cu precizie structura prozodică a sonetului elisabetan și a originalului shakespearean. Sonetul 18 este unul dintre cele mai celebre. L-ați auzit pe maestru Bologhină recitând sonetul 66.
Iarăși, unul dintre cele mai cunoscute sunt despre sonetul 27 am vorbit. Acestea sunt sonete absolut canonice, și, dar nu dintre cele mai dificile. Alte sonete își datorează celebritatea dificultăților lor, care n-au putut fi interpretate mulțumitor întotdeauna de diferiți exegeți. Și ajungem la un alt sonet celebru. Acesta a creat numeroase controverse, inclusiv traducerile sale au fost foarte, foarte variabile. Din nou, o traducere preferabilă, mi se pare mie, este cea a lui Neculai Chirică, și în stânga traducerea mea. Este vorba de felul în care se pot uni două persoane, două spirite, două personalități și așa mai departe. Textul este într-adevăr foarte dificil. Bineînțeles, așa cum desigur știți, în limba engleză există sonetele interpretate vers cu vers, bucățică cu bucățică și nu într-o singură versiune. Deci există decodări foarte precise. Dar și în limba română există o încercare foarte interesantă a cunoscutului discipol al lui René Guénon, Florin Mihăescu, cu care am avut onoarea să mă întâlnesc cu puțin înainte să dispară dintre noi, era deja foarte în vârstă, și el mi-a dăruit chiar atunci versiunea lui a traducerii integrale a sonetelor, dar este făcută numai în ritm. Deci nu sunt rime. El a făcut o traducere ritmată, a comentat extrem de pertinent și de adânc fiecare dintre sonete. Sigur, din perspectiva lui, care era unui discipol al René Guénon, revenicându-se de la o tradiție și așa mai departe, deci era un hermeneut de tip acesta guénonist, discipol al lui Vasile Lovinescu, dacă vă spune ceva de sigur numele ăsta, acesta sigur vă spune, și el a realizat o foarte interesantă această traducere fără rime. În orice caz, sonetul 116 este unul dintre sonetele și celebre și dificile ale lui William Shakespeare. Și mai departe, vedeți același sonet în diferite versiuni. Deci, sus aveți originalul. E vorba de însoțirea, chiar căsătoria, nu? The marriage of two minds. Ce înseamnă mind aici? Și dacă unirea dintre cele două spirite admite impediments, obstacole. Și dacă iubirea se pleacă, se înclină în fața celui care se schimbă, putem spune. Remove, în sensul de modifica. Și aici, iată, un traducător, Pintilie, spune nu-i între inimi. Deci, nu minds, deci se aduce minds prin inimi aici. Bun, e o posibilitate. Și vorbește de un zăgaz între ele. Iar înclinarea, încovoierea, înclinarea, spune doar că este vorba de fugar. Deci, remove ar traduce cu fugar. Chirică spune suflete. Între inimi și minds, nu? Așa, și nu vorbește de un zăgaz, ci de un hotar. Hotarul e mai ușor de trecut decât zăgazul, nu? Și în sfârșit traduce foarte corect, se pleacă. Traduce bends prin se pleacă celui care pleacă. Face un joc de cuvinte ingenios. Deci, din nou, Chirică se dovește un traducător bun. Traducerea mai fantastă a lui Tomozei vorbește de firi. Deci firile, mă rog, poate să fie minds eventual, care se cunună, aici e foarte, foarte corect, iar la sfârșit dă ca să iasă. O încearcă fum și amăgire, deci nu mai e încovre. Mă rog, așa, Tomozei nu știa, deci este atestator. Tomozei nu știa englezește. El a tradus, a făcut poate cineva o traducere brută sau a tradus cu un dicționar. În fine, și-a reușit în felul său. În sfârșit, varianta mea
două minți limpezi, deci true minds, am zis minți limpezi, este o sintagmă curentă în românește. Despre o minte se spune că poți să ai mintea limpede sau mintea tulburată, vorba lui Moromete. Două minți limpezi, deci n-au motiv, eu zic, ca să rimeze cu nimic, da? Să nu se poată însoți, însoți, mă rog, marriage e așa. Iubirea nu e iubire când se rupe din nimic, ori o trădare îi strică împlinirea. N-am reușit nici eu cu Benz, deci cu ei cu strică la mine, dar așa mi-a ieșit. În sfârșit, aducerea Violetei Popa vorbește de piedici și de loiale minți. E adevărat, loiale minți este destul de precis, dar zic eu că minte cu limpede merge mai bine. Că așa, așa e sintagma românește, așa se vine să spui. Minte limpede, minte clară. Ea spune loială. Iubirea nu iubire, când de schimbare dând schimbat ar fi, deci face jocul de cuvinte aceluia, iar în loc de încovoiere spune predare, că s-ar preda în răspuns la părăsire. Vedeți și câte, numai la o singură strofă, fiecare traducător are momente lui preferabile și momente lui mai puțin izbutite. Dar una peste alta, toate aceste încercări sunt interesante și mai sunt și altele, pentru că sonetul 116 e foarte cunoscut și a fost foarte tradus, dar fiecare dintre ele poate aduce ceva nou și acest proces este fără sfârșit, din fericire. Nu este un mod finit în care poți să traduci fie și o singură strofă a lui Shakespeare, de exemplu. Un celebru sonet pe care l-ați auzit în interpretarea maestrului Boroghina este sonetul, poate cel mai celebru alături de sonetul 18, este sonetul 66. Sonetul 66 este un puternic pamflet care pică așa la mijlocul, cam din senin, la mijlocul culegerii de 154 de sonete. E o răbufnire foarte puternică. L-ați auzit în traducerea lui Levitsky, recitat de maestru Boroghina. Prea istovit de toate, moartea-mi rog, văzând virtuoșii printre cerșetori, și pe netrebnici, strălucini, mă rog, și pe fidelii, tratați drept trădători. Și rangul mișelește măsluit, și fecioria grosolan bârfită, și cei perfect cu silă înjosit, dreptatea șchiopătând disprețuită. Și arta cu zăbală în tiranie, și pe cei proști rețete dând la bun și adevărul pur numit prostie. Și binele ca sclav pentru nebuni. De toate astea aș vrea să mor chiar mâine. Dar dacă mor, iubirea cui rămâne? Deci iată că e o variantă a ceea ce ați auzit deja. Normal, de recitarea mea nu se compara cu maestrului Boroghina, dar am încercat și eu. Diferența între traducerea mea și a lui Levitsky este aceea că, așa cum vedeți în original, după primele două versuri introductive și până la distihul concluziv, toate versurile încep cu end. End, needy nothing. End, purest faith. Și așa mai departe. Bineînțeles, end înseamnă și. Am tradus cu și. Și. Numai aici nu. Aici n-am reușit să... Deci e un vers unde n-am reușit să pun un și. Mai trebuia și acolo să fie și. În rest am pus peste tot și, lucru care n-am mai făcut niciun alt traducător până la mine. Și totuși nu sunt mulțumit. De ce nu sunt mulțumit? Pentru că aici e o problemă fonetică. Deci problema la sonete și în general la Shakespeare este și una de fonetică. Vă dați seama cum sună end, end, ca un clopot. Și această bătaie de clopot care se aude de 10 ori de-a lungul sonetului, este foarte importantă. Ori în românește, nu-i tot una. Am încercat să traduc, am încercat inițial să traduc cu când. Când sună mai ca end, nu? Dar nu mi-a ieșit. Am rămas la și, care măcar are avantajul sinonimiei, traducerii perfecte, tranzlației perfecte. End înseamnă și. Dar fonetic nu este. Și foarte adesea, aceste, în traducerile românești, cel puțin ale lui
Shakespeare nu iese, ele nu ies fonetic. Este foarte complicat din cauza că limba engleză are un alt tip de sonoritate. În timp ce la noi aglomerarea unor consoane de tip ș, ț, care inevitabil mai apar, strică această majestate și sonoritate de clopot a lui Shakespeare. Care este problema iarăși? La noi, în limba engleză, sunt foarte multe cuvinte monosilabice. La noi este greu să traduci toate cuvintele monosilabice din Shakespeare prin monosilabe. Nu avem atâtea cuvinte. Totuși, atât domnul Vâlceanov, cât și Lucia Verona, cât și eu însumi, avem câteva performanțe de acest tip. Adică există în piesele pe care le-am tradus versuri de 10 sau 11 cuvinte monosilabice, îmi pare rău că n-am la mine exemple, pe care noi am reușit să le traducem totuși prin 10 sau 11 cuvinte românești monosilabice. Sunt câteva cazuri, nu face obiectul de fapt în acest moment, dar al conferinței noastre, cândva o să vă, dacă ne mai vedem, sper să ne mai vedem, o să vă arăt aceste performanțe cu care ne mândrim că am reușit în românește să redăm 10 cuvinte monosilabice cu 10 cuvinte monosilabice. Și așa despre sonetele, și mai sunt câteva, desigur, sonetele celebre ale lui William Shakespeare. Și acum să vorbim un pic despre sonetele ascunse, cum ar fi acel memorabil epilog al piesei Henric al V-lea, îl aveți pe neuitatul Laurence Olivier pe cal, după bătălia de la Azincourt. Iată, acest epilog are exact 14 versuri, este foarte clar și ca structură prozodică un sonet și l-am tradus exact ca atare. Deci, este un sonet ascuns pe care l-am descoperit. A fost tradus, cum spuneam, cu 16 versuri în traducerea anterioară. Acum chiar nu-mi amintesc, cred că al lui Levitsky. Așa. În care epilogul, un actor vine pe scenă și a rămas bun de la spectatori. Este chiar un sonet. Nu îl mai recit, ca să nu pierdem timp, dar da? Cu un Condei nepriceput v-a dus umilul autor până departe. În mic atac, oameni de neam apus, din gloria lor înfățișând o parte. Timp scurt trăi, dar foarte luminos, astul englez. Și sabia-i norocoasă a cucerit ce în lume mai frumos, adică Franța. Și în locul său, slăvitul fiu și-l lasă. Henric al VI-lea, din scutec întronat, i-a fost urmaș regalului său tată. Dar alții, regența, au domnit necumpătat. Franța pierdută, Anglia sângerată. Cum ce-am scris despre asta v-a plăcut? Primiți această piesă ca în trecut. E vorba de faptul că piesa Henric al V-lea este ulterioară. Face parte din a doua tetralogie istorică a lui Shakespeare. Prima tetralogie fiind Henric al VI-lea, parțile 1, 2, 3 și Richard al III-lea, care au fost primite cu mare entuziasm în epocă, constituind chiar debutul pe scenă al pieselor shakespeariene. Se fânduiește că la Henric al VI-lea, partea a treia, l-a mai ajutat chiar și Christopher Marlowe. Deci el face referire explicită în fața spectatorilor la succesul pe care l-au avut piesele despre Henric al VI-lea. De fapt, Henric al VI-lea, sărmanul, într-adevăr, a fost întronat, a fost pus pe tron la moartea tatălui său, avea doar 9 luni. Și după aia au domnit niște regenți care au pierdut, cum se știe, cuceririle lui Henric al V-lea din Franța, iar Henric al VI-lea însuși s-a dovedit un rege slab și până împrejurarea că era foarte bolnav. A avut o ieșire completă din minți. O vreme în care Anglia a fost guvernată de Richard, duce de York, din dinastia Plantagenet, și asta a dus până la urmă la războiul celor două roze. Pentru că legitim era Henric al VI-lea, dar ăsta l-a domnise de facto. Și atunci a ieșit acea
acel război al celor două ruze, amplificat și de, de modul contemplativ al lui Henric al VI-lea, care însă era căsătorit cu lupoaica Franței, cu Margareta de Anjou, suflet de tigru în carne de femeie, zice Richard, duce de York. Și de aici a ieșit scandalul cu războiul celor două roze. Așadar, iată un sonet ascuns într-un epilog al unei piese shakespeariene. Mai departe, ajungem la cea mai bogată în sonete ascunse piesă, cum spuneam, Zadarnice de chinuri ale iubirii, pe care o traduc cu Lucia Verona în acest moment, mai am câteva versuri. Lucia a tradus proza, eu versurile, că s-a zis că eu sunt mai bun la prozodie, iar ea e mai bună la, la jocurile de cuvinte. Este o piesă foarte dificilă, extrem de bogată în jocuri de cuvinte, în rime, jucăușe. Nu este o piesă atât de valoroasă ca altele, prin împrejurarea că este așa un joc al iubirii, dar din punct de vedere filologic este extrem de bogată și de interesantă. Iar unul dintre personaje, Biron, are mai multe sonete. Unele sonete sunt ascunse în tiradele personajelor. Altele sunt chiar sonete de dragoste pe care personajele însele le scriu și le citesc și le citesc și le dăruiesc între ei. Acesta este primul sonet al lui Biron în scena 1, actul 1, în care cei trei tineri, cum vă amintiți, împreună cu regele, fac legământ să se dedice studiului, să fie asceți, să facă exerciții fizice, nu să se dedea curtării femeilor și ospețelor, lucru pe care, bineînțeles, până la sfârșit îl trădează până la capăt. Și Biron este îndoit asupra binefacerilor științei. El este totdeauna ironicul. El spune, vestiții astronomice snași de stele, foarte frumos acest pasaj, dând nume fiecărui astru, ca savanți, nu ies mai câștigați noaptea sub ele, cât cei care se plimbă ignoranți. Firește. A ști prea multe vanitate, zice aș. Un nume poate da oricare naș. Adică nu trebuie să fii savant pentru a numi o stea sau orice altceva. Deci aici el veștejește, se face avocatul diavolului și spune că știința multă scântește lumea. Dar adevărul e că, fără a fi neapărat un erudit, totuși Shakespeare știa foarte multe lucruri și foarte bine. Fie din experiență directă, fie din ceea ce totuși citise. În paranteză fie zis, acum o săptămână am mai ținut o conferință despre Shakespeare cu fauna și flora. Fauna și flora la Shakespeare. Și acolo se găsesc adevărate comori de știință, de erudiție, dar și de superstiție, pentru că animalele și plantele vremea lui Shakespeare erau investite cu puteri magice. Iată, un alt sonet ascuns, aici, în Zadarnicele chinuri, regele scrie un sonet și sonetul este completat de încă un distih. Deci până aici e sonetul clar, elisabetan canonic, și după distihul concluziv mai vine o a doua concluzie. El spune că vorbește evident despre prințesa Franței, de fiica regelui Franței, pe care l-o curta, și e plin de imagini poetice, romantice, transparentul adânc și soarele care cade pe stropii de rouă și așa mai departe. Și spune, nu mă iubești? Atunci măcar privește lacrima mea care te oglindește. Foarte bombastic. Dar mai simte nevoia să mai bage două versuri. Regine între regine, nu e minte să te cuprindă grai să te alinte. Aici este la sfârșit, spre sfârșitul piesei, când cei patru tineri au călcat toate jurămintele și își dau pe față sentimentele reale. Un actor de secol 18, în rolul regelui Navarii din Zadarnicele chinuri ale iubirii. Este o piesă foarte, foarte amuzantă și, cum spuneam, o comoară de versificație. Dificultatea constă în faptul că sunt foarte multe rime. Deci versurile nu sunt doar ritmate, ci practic jumătate și mai bine din ele sunt constituie și rimă și, bineînțeles,
conform concepției ediției Volceanov, a trebuit să le rimăm exact așa cum sunt. Aici, clar, se vede sonetul. Iată un alt sonet, sonetul lui Byron. Ăsta este al treilea sonet pe care l-am descoperit exegeții Shakespearean, inclusiv în ediția Arden, cea mai recentă, din 2006. Nu fac referire la el în niciun fel. Dar el este un sonet, numai că în sonet este intercalat un vers suplimentar al regelui, o replică. Dar sonetul e sonet. Byron face elogiul lui Rosaline, care era fata pe care o curta, în timp ce regele îi făcea curte prințesei Franței, normal, fiecare la rangul lui. Și Byron zice, din haruri tot ce-i mai frumos găsești pe chipul ei, ca într-un dans de zâne. Din însumarea lor tot ce dorești se adună în întreg, ca într-o lume. Nimic lipsind, nu-i slava de folos. Spoită elocvență, piei, că n-are nevoie de reclamă de prisos. Oricât ar fi, n-ar fi destul de mare. Pusnicul ofilit de anul 100, privind în ochii ei, e de 50. Căci frumusețea, dacă te sărută, bătrân fiind, drept prunc în leagă întregi. Și acum ajunge la distihul concluziv, ca soarele ce atinge, aurește. Iar regele-i replică, iubita ta ție neagră, Abanos. Și imediat replica lui Byron, așa e Abanosul, strălucește. Deci, aici, în distihul final al sonetului ascuns, e intercalată replica ironică a regelui, care pe vremea lui Shakespeare, așa cum știți, tenul închis la culoare era semn de urițenie. Și chiar spune și Tezeu, lunaticul, îndrăgostitul și poetul au cam același fel de rătăcire. Zice, unul vede draci mai mulți ca niad, cel îndrăgostit vede Elena Troie într-o cioară. Deci, ce era negru era foarte, foarte rău și din acest punct de vedere și soldații lui Alexandru, lui Antoniu, o disprețuiau pe Cleopatra, că era, zice, capul zace pe o alături de o frunte brună și comandantul doar împlinește dorințele țigăncii, adică ale Cleopatrei. Ori aici, într-adevăr, Rosaline este brunetă și regele o ironizează pe Byron pentru că iubește o brunetă, dar el spune că dacă este ca Abanosul, Abanosul strălucește și e foarte mulțumit de ea. Acest sonet, iarăși, cum spuneam, nu este, deci n-a fost evidențiat de exegeți, probabil din cauza acestei intercalări de replică, dar în context, mie mi se pare evident că este un sonet și structura prozodică este aceasta. Așadar, există la Shakespeare sonete explicite, sonete ascunse, sonete care îi provoacă pe traducători să le dea diferite versiuni în limba noastră. Acest lucru nu se va încheia niciodată. Tot ce putem face fiecare dintre noi, să ne apropiem și noi cu umilință și cu toată lumina minții câtă ne-a dat-o Dumnezeu, să ne apropiem de lucrul acesta și să închei cu încă un sonet ascuns. El apare în Pelerinul Îndrăgostit, este a treia secțiune din Pelerinul Îndrăgostit și nimeni n-ar fi știut, ca și în cazul celorlalte, că e cu adevărat de Shakespeare, dacă nu l-ar fi reluat, puțin modificat în Zadarnice de Chinuri. Deci cele patru sonete atribuite lui Shakespeare sunt cele care apar prin piese și atunci au putut fi atribuite cu precizie. Dar așa cum spuneam, eu sunt convins că și celelalte 11, dacă omul a făcut o piraterie atât de grosolană, și mai conta să o facă până la capăt. Și să pună și alte versuri de Shakespeare care circulau. Noi nu avem atestarea precisă a faptului că ele aparțin lui Shakespeare, dar eu cred în continuare acest lucru. Și aici ăsta aparține chiar indubitabil lui Shakespeare, secțiunea 3 din Pelerinul Îndrăgostit. Oare din rai al ochilor tăi glas, poruncă imposibil de înfruntat, nu m-a împins la jurământul fals? Deci, nu mă pedepsi că l-am călcat.
Trădam cuvântul dat unei femei. Tu ești zeiță. Am dovezi. Deci nu pe tine te-am mințit. Din ceruri vei da alinare chinului tot tu. Ce-i jurământul? Abur. Răsuflare. Tu, soare drag, duci raze în lutul greu. Prin tine astfel aburul dispare. De-o fi păcat, să știi că nu e al meu. Dar și de-aș fi mințit. Care e baiul? Doar nu sunt prost să pierd din asta raiul. Mulțumesc! Piesa e gata, atrag cortina. Nici măcar nu-i ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și mâine. Mulțumim Horia Gârbea, mulțumim Shakespeare. Sper că v-a plăcut la fel de mult ca și mie. Vă rog frumos din suflet, aprindeți lumina în spate, să vă vedem. Pentru că vreau să vă spun așa. Astăzi, dumneavoastră nu știți, se plinește o lună de când am deschis acest centru cultural. Într-o lună l-am adus aici acasă după un exil de 75 de ani în casa lui pe Dinu Lipati cu festivalul I Love Lipati cu o sumedenie de invitați de excepție. Apoi după câteva zile am invitat aici cea mai frumoasă muzică clasică, religioasă, catolică, protestantă și ortodoxă în spectacolul Agnus Dei, Mielul Domnului de Paști. Și astăzi, iată, la împlinirea primei noastre luni de existență, l-am invitat pe șef.